Bun. Dacă nu mai sunt alte intervenții, domnule primar, vă rog frumos să treceți la proiectul pe care l-ați inițiat împreună cu domnul consilier Roș, sau da, numai la inițiativa dumneavoastră. Da. În primul rând vă rog să-mi dați voie să apreciez operativitatea domnului președinte de astăzi. Ne-a dus repede de pe subiectul. În al doilea rând vreau să apreciez clemența dumneavoastră pentru această zi și faptul că eu am vrut ca Paul Surgiu să trăiască o ședință de consiliu adevărată, nesimulată și nu numai dânsul, ci și invitații dânșilor din spate. Dar asta este o ședință frumoasă, să știți. Noi de regulă ne mai certăm pe aici, dar fiind în pragul sărbătorilor de Paște, ședința de curs foarte bine, am fost și subiecte serioase la ordinea de zi. Nu au fost multe comentarii și abia să intrăm în subiect, să vă spun eu în primul rând câteva cuvinte despre Paul și o să vă rog să-mi dați voie să citesc ceea ce mi-am propus, fiindcă sunt foarte multe date biografice pe care n-ar vrea să le încurcăm și să-i creăm o altă aureolă decât cea care are. După care o să dau cuvântul domnului Roșu al doilea cu inițiatorul acestui proiect de hotărâre, după care o să decernăm ca și procedură de lucru titlul de cetățean de onoare, dacă îl veți acorda acestui om, după care o să vă rugăm pe toți cei din sală care doresc să ia cuvântul să vorbească fiecare câteva cuvinte despre Paul, așa cum îl cunoaște el. Așadar, Paul Ciprian Surgiu, având numele de scenă Fuego, s-a născut la data de 23 august 76 în localitatea Turna, județul Cluj. Absolvit liceul Dr. Ioan Rasiu Turna, Școala Populară de Arte, secția Canto, Cluj-Napoca. Facultatea de teatru, clasa profesor Adriana Piteșteanu, specializare Music Hall Class. Music Hall, clasa profesor Marius Seicu, cursurile de canto George Grigoriu și Petre Călușanu. Fuego s-a lansat în urmă cu 26 de ani, în anul 93, la Festivalul de la Mama. De atunci și până în prezent a lansat 33 de albume de studio. A înregistrat peste 600 de cântece. 10 ani, face de 2 ori pe an turnee naționale, colindând toată România, jucând permanent sold out. Este unul dintre cei mai populari artiști ai țării, pentru că face României să se simtă români, pentru sinceritatea și onestitatea sa artistică, pentru emoția transmisă, pentru muzică romantică și pentru perseverență. A interpretat pe parcursul carierei sale mai multe genuri muzicale, trecând de la pop rock, de la începuturi la genul latino dance, continuând cu tradiționalele colinde, cu muzica ușoară etno și muzica populară, împreună cu doamna muzicii populare românești, Irina Loghi. Paul Surgiu se relaxează printre altele pictând. În anul 2015 a dat start proiectului Art by Fuego, o inițiativă lăudabilă prin care demonstrarea pictorilor sale ajută mari artiști și tineri talentați. Până în prezent a sprijinit peste 200 de tineri. Moderează cu succes două producții TV săptămânale, una la TVR2, de aproape un an și una la Favorit TV de mai bine de 11 ani. Din luna martie anului 2019 este ambasadorul onorific al revistei Taifasul. De notorietate rămân colaborare cu marele poet basarabean Grigore Vieru, alături de care a mers braț la braț pentru a promova ideea de limbă și de neam. În anul 2012, împreună cu Asociația Culturală Regal d'Art, artistul a lansat volumul Testament, o carte emblemă, îmbrăcată în catifea, o prezentare excepțională, ce a primit ca
titlu Arta Cărții la Salonul Internațional de Carte de la Chișinău, urmând ca în 2013 să realizeze spectacolul de teatru, muzică și poezie cu același titlu, o lecție de patriotism pe versurile poetului Vieru, premiate cu 5 premii și jucate de peste 5 ani în toată țara. Și când a intrat azi dimineața la mine în birou, am simțit și am văzut evidentă emoție care îl marchează pe Paul și consider că pe toți ne marchează. Este un om din satul nostru, este un om de-al nostru și o să închei prin a recomanda să pășiți în viață, ținând cont de cuvintele lui. Nu uitați să zâmbiți, nu pentru alții, ci pentru voi. Nu ați observat că sunteți mai frumoși atunci când aveți chipul luminat? Felicitări la lume! Celor care au cu adevărat valoare, care au cu adevărat competență, care au moralitate și o recunoaștere de către comunitate, a contribuției deosebite la dezvoltarea și creșterea prestigiului localității și implicita țării. Titlul de cetățean de onoare al municipiului Turda reprezintă cea mai înaltă distinție care se poate acorda municipiului Turda de către municipiul local, pentru că trebuie să vă spun că până în 2007 Turda nu a avut un regulament de acordare a titlului cetățean de onoare, motiv pentru care am elaborat regulamentul privind titlul acordarea titlului cetățean de onoare și subsemnatul am propus criterii pe baza căreia să fie acordat această înaltă distinție. Motiv pentru care colegii mei în anumitate au aprobat la data de 28 septembrie 2007 acest regulament, regulament în baza căruia astăzi ne vom pronunța asupra calității de cetățean de onoare. De ce? Pentru că, paradoxal, domnul Paul Săinciu este cetățean de onoare al nu mai puțin de 5 localități și a mai primit 2 diplome de excelență și nu este cetățean de onoare al propriei localități. Nu se regăsește în galeria cetățean de onoare a localității unde s-a născut și de unde s-a lansat, deci în speță municipiul Turda. Noi suntem mândri că avem un asemenea cetățean și de aceea am inițiat acest proiect împreună cu domnul primar, dar cred că și dumneavoastră sunteți mândru că aparțineți acestei localități și sunt convins că nu v-ați uitat în părțile. Nu sunt singur, este titlul ultimului dumneavoastră acum. Iar prezența din sală, în primul rând a mamei dumneavoastră, a doamnei diriginte Gavrilescu, a doamnei profesor Mateiu, a domnului director Casimcea, a domnului director Epreanu, a domnului director Deceanu și alți prieteni, invitați și calitatea omului din sală, sub aspect calitativ mai ales, demonstrează că, într-adevăr, nu sunteți singuri. Dacă suntem de acord că sufletul este unitatea cu care se măsoară oamenii, atunci, chiar dacă nu ați strâns de-a lungul prestigioasei activități, atâtea distinții și premii, eu aș dori ca titlul de astăzi să-l considerați Oscarul dumneavoastră, pentru că sunteți absolvent de teatru, sunteți actor la Teatrul Alexandru Davila din Pitești. De ce spun Oscar? Privindu-vă, am identificat mai multe categorii la care vă putem nominaliza. Cea mai bună melodie originală, cele mai bune costume, cel mai bun machiaj, cel mai bun sunet, pentru că este alături de noastră domnul Alexandru Maschi, pe care aș dori să-l aplaudați. Pentru că la o categorie care, din păcate, a fost scoasă, cea mai bună poveste originală, cea mai măsură să vorbească mama noastră și poate domnul profesor Gavrilescu Diriginta, care v-a lansat, completând, desigur, la o tace pe care domnul primar l-a făcut astăzi.
Cine-și dorește mult, muncește mult. Și ați muncit mult, ați muncit pe prânci, ați muncit cu sânge. Chiar dacă nouă, oameni politici, cuvintele le sunt date pentru a le ascunde gândurile și nu pentru a le exprima, de data asta trebuie să fim o săptămână mare într-un moment al adevărului și să spunem lucruri pe lume. De altfel, noi oamenii politici suntem trecători. Dumneavoastră, cetățenii de onoare, veți rămâne întotdeauna în arhiva sentimentală peste generația acestui municipiu. Vreau să vă spun că, fiind în săptămâna mare, nu pot să nu-mi amintesc de cuvintele înțelepte rostite de părintele Arsenie Boca. A fi fericit înseamnă a-l face fericit pe celălalt. Dumneavoastră ați făcut fericit milioane de români și nu numai. O latură umanistă care trebuie relefată în acest moment este acest proiect Artă pentru Suflet pe care l-ați lansat și prin care cu această inițiativă a sprijinit mari artiști ai României ajunși din diverse motive într-o situație dificilă, dar și tinere talente. Până în prezent a sprijinit peste 200 de artiști în numai puțin de 3 ani și jumătate. În același timp, ați organizat 15 vernisaje, evenimente în mai multe localități din țară, cum ar fi Constanța, Brașov, Bacău, Bârlad, Alexandria, Iași, București, chiar la Palatul Parlamentului. Picturile noastre au ajuns și cărți poștale, dar au fost și inspirație pentru o colecție exclusivistă de eșarfe din mătase naturală. Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima ceea ce dumneavoastră ați realizat în întreaga activitate. De aceea, pentru toate aceste argumente, eu vă propun, stimați colegi, să dezbatem și să adoptăm proiectul de hotărâre prin care astăzi, 25 aprilie, domnul Paul Surugiu, zis Fuego, să fie declarat cetățean de onoare al municipiului Turda. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier Roșii. Dau cuvântul președintele ședință să intrăm în proiectul de pe ordinea de zi. Dragi participanți, cu mare emoție și bucurie particip la acest eveniment mult dorit și așteptat de toți turdenii care îl iubesc și îl apreciază pe acest artist de excepție, Paul Ciprian Surugiu Fuego. Am plăcerea deosebită de a vă prezenta pe acest tânăr, al cărui talent s-a făcut remarcat la școala noastră. Am văzut scânteia talentului în el și o lumină interioară deosebită, un anume farmec personal. Pe atunci exista festivalul concurs Cântarea României, unde a fost foarte apreciat de marele om de televiziune Tudor Vornicu, iar la faza pe țară a luat premiul întâi. Cred că acesta a fost destin de clicul spre o carieră muzicală. Însă, Paul nu s-a mulțumit doar cu harul dăruit de bunul Dumnezeu, cu talentul său nativ, ci l-a șlefuit cu tenacitate, printr-o muncă perseverentă. A luptat și a răzbit. A muncit cu sânge, cum îi place lui să spună, când e întrebat cum a ajuns la performanța de acum. Talentul lui s-a manifestat în multe genuri muzicale despre care s-a vorbit, în teatru și în pictură. N-am să insist la artă pentru suflet, pentru că a vorbit și domnul primar și domnul Roș. Paul reușește să ne emoționeze profund prin sinceritatea și onestitatea sa artistică, prin simplitate, modestie și omenie. Publicul numeros care îl ascultă este fermecat de vocea lui caldă, plină de sensibilitate, de carisma pe care o emană din inima lui mare. Este admirat și iubit pretutindeni în țară și în străinătate. Așa se explică faptul că în multe localități din țară i s-a acordat titlul de cetățean de onoare. Iar în anul 2012, președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, i-a conferit titlul de artist al poporului Republicii Moldova. Aplauz.
suflet de mare român, Paul Ciprian Surugiu Fuego, ne cucerește prin mesajul său patriotic, transmis prin emisiunea de mare succes Drag de România mea, pe care o moderează cu mare succes la televiziunea română. De asemenea, ne captează prin magia pe care o creează când recită versurile marelui poet basarabean Grigore Vieru, cu care a colaborat cu succes pentru promovarea ideii de limbă și neam. Când recită versuri și cântă sentimente, ne provoacă emoții greu de definit. Prin tot ce ne transmite, simțim că în inima sa bate inima României mari. Fiind o personalitate artistică de mare valoare, este mândria noastră a tuturor turdenilor. Și chiar dacă ne-au luat-o alții înainte, considerăm lăudabilă hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda de a-i conferi titlul de cetățean de onoare al orașului nostru, titlu pe care de plin îl merită. Țin să mulțumesc respectuos domnului primar Cristian Octavian Matei și domnului viceprimar Lucian Nemes, cărora le datorăm materializarea inițiativei mele și ale domnului Roș. Un cuvânt aș avea cald și de apreciere pentru mama acestui mare artist, care l-a încurajat, l-a susținut și l-a ajutat să ajungă unde a ajuns. Vă mulțumesc tuturor pentru răbdarea cu care m-ați ascultat. Domnule primar, domnule viceprimar, domnilor consilieri, dragi invitați, este un moment foarte important la care participăm astăzi, când Paul Surugiu Fuego se află în fine în această sală pentru a primi onorantul titlu de cetățean de onoare. Astfel, grupul select al cetățenilor de onoare turdeni câștigă în relevanță odată cu acordarea acestui prețuit titlu artistului Paul Surugiu Fuego. Fostul nostru concetadin și actual, nu mă îndoiesc, măiestrit prin muncă neobosită, are un glas plăcut și armonios, s-a și l-a perfecționat muncind încă de elev, elev fiind, prin numeroase drumuri pe care le-a făcut la București, luând lecții cu personalități ale muzicii ușoare. Este posesorul unei ireproșabile retorici, fiind prezentatorul propriilor spectacole în săl de concerte, cât și al emisiunilor de la TV, înainte de la Favorit, apoi de la TVR2. Periodic izbutește să demonstreze că este un veritabil artist plastic. I-am văzut de câteva ori la televizor expuse câteva din lucrările sale și care mie mi-au plăcut foarte mult. Din câte am subînțeles, este compozitor și textier, regizor al propriilor spectacole. El, de fapt, cum s-a spus aici, a terminat clasa Facultatea de Teatru de la Universitate din București, iar partea practică, să spun așa, a licenței sale și-a dat-o la Teatrul din Turda. Atunci eram directorul acestei minunate instituții. El, Paul, și-a adus câțiva tineri artiști amatori de la combinatul de ciment,
Eu i-am dat un actor și o actriță și astfel au făcut un spectacol foarte frumos, deosebit, dar cu o zi, două înainte, ca lectorul universitar sau conferențiarul care trebuia să vină de la București să-i vadă spectacolul, să-i dea notă, ne anunță și pe el și pe mine că nu poate veni, așa că am rămas eu să-i dau nota pe care am meritat-o. I-am dat nota nouă, dar că avea numai actori profesioniști, ar fi luat precis nota 10. Datorită acestor calități native, dar și perfecționate prin muncă asiduă, a devenit un brand de Turda cu valoare națională. Specialiștii din creația noastră folclorică i-ar acorda calitatea de tezaur uman viu. Pentru acest gest cultural și social important de astăzi, felicit Consiliul Local, felicit pe domnul primar și pe domnul conferențiar universitar Nicolae Roș, consilier, care au grăbit să ajungem la acest moment, când sunt convins, aproape convins, că toți consilierii vor vota pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al României. Ascultam aseară la televizor că ieri, parcă, oricum de curând, Fuego a primit un premiu al revistei muzicale și al Uniunii Compozitorilor, pentru că, fiind foarte proaspăt acest premiu, îl felicit. Îl felicit pentru tot ce face pentru noi turdeni, în primul rând, pentru România. Și eu vă doresc sărbători pascale fericite pentru toată lumea. A vorbit despre artistul Paul Surugiu este o bucurie și o mare onoare. Este un artist de excepție, un suflet nobil și un mare român. Născut pe pământ urdean, se cuvine să fim mândri că avem un asemenea fiu al orașului care, oricât de sus a urcat pe treptele succesului, n-a uitat niciodată de unde a plecat și a vorbit cu mare drag de oamenii acestui loc, de anii copilăriei și ai adolescenței, de profesorii săi, de școala sa, de orașul natal, de toți cei care au avut încredere în talentul său cu mult înainte ca el să devină celebru. Artistul Paul Surugiu are o mare căldură sufletească atunci când se apropie de oameni, o noblețe și o eleganță cu care abordează orice situație. Este atât de cunoscut, nu numai în țară, ci și dincolo de granițele ei, pe multe tărâmuri unde, cântând, ne-a reprezentat ca un ambasador al cântecului românesc și al culturii naționale. El a abordat cu succes orice tip de muzică, este iubit și apreciat nu doar ca fiu al României, ci și al Basarabiei și al Republicii Moldova, unde i s-a acordat, așa cum spunea și doamna profesoară, cea mai înaltă distincție chiar de către președintele Republicii Moldova, artist al poporului Republicii Moldova. Susține numeroase spectacole, face turnee naționale în fiecare an, străbătând țara de la un capăt la altul. Are discuri de aur, de platină, 36 de albume discografice, realizează celebre emisiuni TV, cântă alături de toți mari artiști români, redescoperă valorile muzicii românești și readuce în scenă artiști de mare succes, astăzi aproape necunoscuți publicului tânăr. Prin emisiunea Drag de România Mea, realizată cu mare pasiune, Paul Surugiu ne vorbește despre oamenii de excepție ai României noastre de ieri și de azi, din toate domeniile de activitate, acordându-le distinția bine meritată pentru realizările lor. El ne oferă cultură și divertisment pentru toate vârstele, gale de folclor, nicio zonă a țării nu e uitată.
Este ambasador al revistei Taifasuri pentru diaspora și țară, unde în fiecare număr Paul Surugiu punctează gânduri sensibile pe diferite subiecte. Iubitor al tezaurului folclorii românesc, artistul interpretează multe melodii din folclor sau prelucrări ale unor melodii de origine folclorică. El dă o nouă strălucire melodiilor, un nou înțeles textelor prin interpretarea caldă și profundă care ajunge la suflet. Mari compozitori români i-au încredințat cântecele lor spre interpretare. Ca o încununare a celor 25 de ani de carieră, artistul va susține un grandios concert în 15 noiembrie la Sala Palatului din București. Desigur, începuturile au fost grele. În spatele marelui succes pe care îl are se ascunde multă muncă, perseverență, căutare, efort, pe lângă marele talent pe care îl a dăruit Dumnezeu. Paul Surugiu este un artist total. Muzician, compozitor, actor, pictor, este sensibil, plin de farmec, spectaculos, cu simțul umorului, prietenos. Prietenia cu marele poet Grigore Vieru, care i-a dăruit o carte de excepție cu versurile sale pentru a fi puse pe muzică și interpretate de Paul Surugiu, spun multe despre tânărul artist care i-a dedicat și el lui Vieru un spectacol de muzică și poezie în semn de omagiu după moartea poetului. Paul Surugiu face timpul să se oprească în loc și clipa să fie veșnicie. Și oriunde a fost pe concerte, fie în America, fie în Europa, de fiecare dată când operatorul întreba de unde vii, de fiecare dată o zicea cu mândrie din Turda. Asta e un lucru care pe mine m-a mișcat de fiecare dată, el nu și-a uitat originele, indiferent că a mers în America sau în altă parte a lumii. În sensul ăsta vreau să te felicit pentru tot ceea ce ai făcut și mai ales pentru tot ceea ce vei mai face pe viitor. Să fie într-un ceas bun! Cu toate că se bucură de un succes greu de egalat, Paul nu se consideră o vedetă. Și îmi permit să citesc câteva vorbe din declarațiile sale. Nu m-am considerat niciodată un exemplu pentru cineva, încercând doar să-mi văd de treabă și să muncesc pentru tot ce mi-am propus să realizez în viață. Sincer, nici vedetă nu sunt. Nu prea rezonez cu termenul ăsta și nici o viață ca atare nu trăiesc. Merg la piață, la cumpărături, sunt un om normal și îmi găsesc fericirea tocmai în aceste lucruri simple. Uneori, mi-aș dori nici să nu mă cunoască lumea. Să trec așa, neobservat. Vedetismul nu ține neapărat de statut, ci de educație. Nimic nu ne dă dreptul de a fi altfel față de cei din jur, chiar dacă noi avem o profesie expusă. Și credeți-mă, cu toți brazii pe care îi împodobesc iarna, cu toată popularitatea din anii aceștia, eu sunt veșnicul puștan din Turda, cu accent ardelenesc, care face asta din pasiune și căruia îi place să dăruiască fericire celor din jur. Acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Turda artistului Paul Surugiu Fuego este un moment excepțional pe care vă mărturisesc că l-așteptam cu emoție și la care vă mulțumesc că m-ați invitat. Din 93, 27 de ani, spre surprinderea mea, mi-a spus că da, dar ce ai îmbătrânit. Domnilor și domnilor, în 5 mandate de când sunt consilier local, am acordat multe titluri de cetățean de onoare al municipiului Turda. Vă rog să mă credeți, simt cea mai mare emoție, simt cea mai mare bucurie că astăzi acordăm acest titlu lui Paul Surugiu Ciprian. Este greu să vorbești după atâția oratori desăvârșiți și după acești oameni care și-au pus amprenta asupra ascensiunii tale, dar am vrut să spun și țin neapărat să mă adresez mamei tale, să spun: Doamnă, din suflet vă felicit că aveți acest copil
că ați crescut acest copil, că ați sprijinit necondiționat acest copil și ca orice părinte, care și la rândul meu și eu am copii și dumneavoastră aveți copii, de câte ori îl văd la televizor și spune, m-am născut în tur, dar mulțumesc bunicilor, mulțumesc părinților, mulțumesc mamei mele, mi s-a întâmplat odată să am copii lângă mine, să mă uit spre ei, oare au văzut ce înseamnă să transmiți părinților mulțumiri. Paul, felicitări, dragul meu. Tu ești copilul de suflet al Turzii, ești lauda noastră turdenilor și ne mândrim cu tine. La mulți ani și desintele sărbători. Bine am făcut pentru că au fost extraordinar și am gres să rătăm vreo cuvântul considerați-mă, domnule președinte, că fac parte din invitați în sală și acum vorbesc nu în calitate de consilier, ci în calitate de cetățean al Turzii. De aceea o să spun câteva începuturi din trei motive. Unu, este cel că ce-a pus la Lucian, ne-am cunoscut cu Paul Surgiu, că atunci nu era fără de urmă, Paul Surgiu, acum vreo, nici nu mai știu, până din 90, dacă bine mi-amintesc. Și și-amintește și el foarte bine. Întâlnindu-se drumurile noastre pe aceleași drumuri, pe aceleași părere ale, până la urmă, ale cântecului și ale culturii, s-amintește foarte bine, mi-e început în amintirile aici, prezent. Al doilea motiv pentru care am spus că vreau să spun două vorbe este folosind această cameră în sfârșit. În sfârșit ai venit acasă pentru că ai obat și ai fost cetățean de onoare dacă prin Constanța, Ilfo, Prahova, în sfârșit ai devenit cetățean de onoare al Turzii. Adică fără să numărăm vorbele, sunt convins așa este. În al treilea rând, vreau să-i spun doamnei profesoare, care extraordinar de frumos a lucrat despre Paul Surgiu și în ceea ce spunea dumneavoastră, spune că școala 6 se mândrește cu un asemenea elev, eu vreau să-i spun, doamne, că și școala 7. Paul Surgiu a călcat prima dată în școala 7, apoi în școala 6, deci primele litere le-a învățat și primele cuvinte vorbesc de școală, le-a învățat în școala Curea Coșca și Crișan astăzi, așa că și noi ne mândrim la fel de mult ca și școala 6 și ca și doctorul Ioan Arcaniceu. De fapt, cred că dacă ar fi aici cineva de la Gădăniță, ar spune că și doamne educatoare se mândresc cu dumneavoastră. De fapt, se mândrește tot învățământul turcean, se mândrește tot orașul și, ca tare, nu mai mâine decât să felicit și să-i spun, bine că ai întors acasă. Acest moment, așa cum se cuvine,
rog să-mi dați voie să invit pe cel mai tânăr membru al Consiliului Local Turda, pe domnișoara Sorina. Doamne, mă scuzați. Pe care o rog să înmâneze acest buchet de flori lui Paul. Iar noi ceilalți, prin mine, să înmânăm domnului Paul Surugeu diploma de cetățean de onoare. Sigur, este un mic simbol al întregii încărcături emoționale și respectului pe care îl purtăm. Vă rog să primiți acest mic simbol și să fiți alături de noi de Turda totdeauna. Și aș vrea să vă felicit pe toți, în special pe mama artistului, pe domnii profesori care au dorit să spună câteva cuvinte și pe toți, tot auditoriul de aici care au dorit să fiți alături de artist astăzi. Vă doresc sărbători fericite la toată lumea! Bine v-am găsit. Nu știu, cuvintele sunt atât de greu de spus în momentul ăsta. Distinsă audiență, domnule primar, dragi consilieri, dragi turdeni, în primul rând vreau să vă spun că sunt emoționat și copleșit de puterea vorbelor mari rostite de oamenii speciali care au vorbit mai devreme. Nu știu să fiu altfel, n-am încercat niciodată să-mi construiesc viața fără sentimente și trăiri puternice, păstrând în mine sinceritatea copilului inocent, care se juca acum mulți ani pe malul Arieșului, fascinat de frumusețea orașului în care s-a născut. Turda, vechea Potaisa, m-a vegheat mereu, și nici un oraș nu a reușit să egaleze vreodată numărul de vise și bucurii pe care le-am trăit. Aici este acasă, ca într-o sărbătoare a celui ce sunt, dincolo de statutul de artist sau om de televiziune, care a muncit și a clădit în 25 de ani un nume. Aici zăresc în continuare pe străzi, printre amintiri, chipul bunicii mele Stratenia, care mă chema din fața blocului să mănânc la prânz. Aici revăd drumul din micro 3 până în micro 1 către școală. Aici găsesc și azi bunătățile de la doamna Rusu, de la patiserie. Plimbările de la chei sau la salină pentru tratament, pentru corzile vocale. Aici revăd Durgăul și grădina zoologică, eram fascinat de ea. Sau fiorul timpului de la mormântul marelui voivod Mihai Viteazu și toată încărcătura istorică pe care o are această minune a Transilvaniei. Aici sunt și de aici am plecat, încercând mereu cu arma cuvântului și a devotamentului meu artistic să fac cunoscut în țară și în lume numele orașului poveste care mi-a legănat glasul, care a stat la baza formării mele și care sună de fiecare dată atât de frumos atunci când îl pronunț. Visele mele au plecat de aici și mereu am știut că rădăcinile trebuie păstrate sfinte, ca într-o icoană a celui ce sunt. Anii m-au schimbat, am evoluat, am crescut și am reușit să pun pe chipul meu înțelepciuni și în parcurs nenumărate satisfacții.
Dar nu mi-am pierdut dorința aceea de a ajunge la un moment dat să calc, păstrând proporțiile, cu arta și activitatea mea pe urmele celor care au pornit de aici. Valori incontestabile, și am să-i număr doar câteva personalități, de la marele Ioan Rațiu până la minunatul Ion Cristoreanu, Stella Furcovici, care a plecat prea devreme și care a jucat monumental Ecaterina Teodoroiu, descoperită de Dem Rădulescu, Ileana Portase, Dumnezeu să o odihnească, mare actriță turdeană cu care repetam canto într-o săliță a Teatrului Aureliu Manea. Horea Moculescu, care a făcut liceul, LMV-ul, și este foarte încântat de fiecare dată când vine vorba de Turda, dar și marele actor Ovidiu Iuliu Moldovan. Atunci când știi despre un loc, măcar cât știe și el despre tine, se poate spune că ai o complicitate care trebuie respectată. Mi-am făcut mereu o deviză în a promova originile mele ardelene, continuând și de acum înainte acest demers de a purta onoarea unor ceruri aprinse la Turda, prin care îmi recunosc mie că aici este locul în care am pășit pe lume și în care am cunoscut pentru prima oară ce înseamnă să te porți exprima artistic. Anul acesta împlinesc, așa cum spunea domnul primar, 26 de ani de activitate profesională. Mi-am făcut de multă vreme un țel din a nu lăsa să se piardă valorile românești, din a duce mai departe o formidabilă artă de a spune și de a cânta. Cu puterea muzicii mele, a întregii mele activități, îmi doresc să nasc eternități, să pun mesaje și idei în alte, în rândul celor care m-au adus până aici, publicul meu. Am muncit, am evoluat, am urcat și am înfruntat toate luptele cu sânge, cu voința la purtător și cu dorința de a reuși. România mea, de care mi-e drag și pe care o port în tot ce fac, va străluci mereu prin lumina versurilor, a cântecelor și a picturilor mele, dincolo de strălucirea și împlinirile unui artist care a reușit pe propriile forțe, pentru că niciodată n-am avut în spate o forță gen o mare televiziune, o mare casă de producție. Eu tot ce am făcut singur. Rămân omul Paul Ciprian, așa cum știți dumneavoastră, la intensitate maximă, voi trăi fiecare clipă a profesiei mele. Domnule primar, dragi consilieri, titlul de cetățean de onoare al orașului Turda, orașul meu natal, pentru care vă mulțumesc, mă responsabilizează. Voi continua să fiu artistul care se dăruiește cu toată ființa publicului suprem. Voi continua să cânt, să-mi trăiesc fiecare împlinire artistică ca pe o sărbătoare. Că distinția respectivă și titlul de membru al Academiei Române sunt pentru el mai mult decât un premiu Nobel. Eu am primit nenumărate distinții, importante diplome, medalii, dar Nobelul meu, împlinirea și confirmarea identității mele, pentru satisfacția și sufletul meu, vine abia acum. Voi deveni mereu cu drag și onoare
Muzica și arta mea dăruim fericire în singurul loc în care prietenia, familia, părinții și apartenența poartă și un nume scris cu majuscule. Turda. În aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ. Și doar limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mama și vinul e mai vin și prânzul e mai prânz. Și doar în limba ta poți râde singur și doar în limba ta te poți opri din plâns. Și dacă nu poți plânge și nici râde, și dacă nu poți mângâia și nici visa, cu cerul tău, cu al tău pământ în față, tu taci atunci, tot în limba ta. Ascultați-mă, surori, pe mine și voi, frațile, ce v-ați sfătit. Îi păcat, nu-i drept, nu este bine să vină casa care te-a încălzit. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde tot ce este sfânt. Încă vin copii socolinde, nu știu că părinții nu mai sunt. Ochii mamei încă ne
mulțumesc frumos! Să aveți sărbători frumoase! Mulțumesc! Mulțumesc, dragi turdeni, vreau să dedic Consiliului Local și Primăriei printre ultimele mele opere. Nu întâmplător am realizat această operă sub titlul, un titlu special. Opera se cheamă Un vis adevărat. E un vis adevărat faptul că sunt aici. Pe pânză am scris așa, Primăriei orașului Turda, orașul meu natal, un imperiu de lumină într-o supremă rugă a unor flori de rouă. Un vis adevărat este arta pentru mine și sunt mândru că opera mea desăvârșește clădirea istorică a primăriei prin sinceritatea ei. Cu prețuire și prietenie, Paul Surugiu Fuego, 25 aprilie 2019, ziua în care am devenit cetățean de onoare al orașului Turda. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Vreau să vă spun că sunt foarte emoționat, domnule primar, pe lângă faptul că sunt acești minunați oameni aici. Am văzut în spatele camerelor de luat vederi niște oameni pe care realmente îi iubesc. Și am să mă refer aici, bine, doamna profesoară Gavrilescu, care m-a descoperit la careul școlar cântând imnul național și care mi-a spus, tu ești bun de cântarea României și trebuie să te duc la preselecție. Așa am ajuns la faza pe oraș, după care am câștigat cântarea României, faza pe țară. Așa a început totul. Și vreau să vă spun că vă iubesc și vă prețuiesc și sunt fericit pentru că vă revăd. Doamna profesoară Marcela Matei, care mi-a fost profesor la liceu și cu care am făcut cele mai frumoase manifestări cultural-artistice în sala festivă de la liceul de lângă noi, de aici, și care de fiecare dată recita împreună cu elevii talentați versurile scrise de Mihai Eminescu. Domnule profesor Casimcea, vă mulțumesc, cred că cuvintele pe care le-ați spus împreună sunt mult prea mult pentru mine. Am încercat să nu plâng pentru că eu sunt un om foarte emotiv, dar vreau să vă spun că întâlnirea mea cu dumneavoastră la teatru, la Aureliu Manea, a fost de fiecare dată onorantă. Iar astăzi, peste vreme, peste un arc, peste timp dacă fac, realizez faptul că ați rămas neschimbat, că aveți aceeași verticalitate. Și mă bucur pentru că lângă dumneavoastră am devenit cetățean de onoare al orașului Turda, pentru că dumneavoastră aveți acest titlu. Și vă felicit pentru toată activitatea dumneavoastră profesională și vă iubesc. Pe lângă acești minunați oameni, revăd în sală un profesor pe care eu l-am adorat în liceu. E vorba de domnul profesor Repereanu, n-am știut că vine, dar vă mărturisesc că omul acesta, care ne-a învățat să iubim biologia și tot ceea ce a realizat acolo la liceu, vreau să vă spun că în momentul în care un profesor s-a ridicat pentru că eu făceam drumurile București, Turda București cu acceleratul și mergeam în fiecare săptămână și lucram cu George Grigoriu. Asta s-a întâmplat cam 3 ani. Și dânsul era directorul acestui liceu. Și în Consiliul Profesoral deja adunasem peste 40 de absențe și la 45 de absențe, dacă nu mă înșel, trebuia să fim exmatriculați. Și eu lipseam de fiecare dată lunea, pentru că plecam vinerea după ore, noaptea, ajungeam sâmbătă dimineața la București la biroul la maestru Grigoriu, făceam lecțiile de canto cu dânsul. A doua zi, duminică, repetam din nou și duminică noaptea veneam cu trenul spre Turda, spre Câmpia Turzii. Ajungeam la 4-5 dimineață, mor de oboseală, nu mai ajungeam de obicei la orele de lunea.
Și atunci un profesor, nu-i dau numele că nici nu mai știu, s-a ridicat în Consiliul Profesoral, asta nu mi-a spus dumneavoastră, mi-a spus dirigintele, și a cerut exmatricularea mea, pentru că aveam deja peste 60-70 de absențe. Și domnul director Rebreanu a spus, noi avem o hârtie, o adeverință, scrisă chiar de George Grigoriu, luată de la el, cum că copilul ăsta lucrează cu acest mare compozitor și acest profesor de canto. De altfel, George Grigoriu este cel mai mare profesor. El a lansat cei mai mari artiști români. Și ziceam această adeverință, copilul ăsta chiar face ceva și poate mai târziu cu toții ne vom mândri de el. Domnule profesor, n-am să uit niciodată lucrul acesta, pentru că atunci nu m-ați exmatriculat pentru absențele mele. Deși învățam, nu am fost un elev de 10, dar învățam și depuneam tot efortul, eram acolo între 8 și 9. Dar de fiecare dată când domnul profesor Rebreanu ne preda, era o bucurie pentru că nu ne preda oriunde, ci în laborator. Acolo ne-am învățat cele mai interesante lucruri atunci când vorbim de această materie minunată. Vă mulțumesc și vă iubesc, domnule profesor! Desigur că sunt foarte mulți oameni despre care aș putea să vorbesc. Nu l-am lăsat întâmplător la urmă pe domnul profesor Bembea, care e o personalitate marcantă. Vreau să vă spun că am amintiri foarte frumoase cu dânsul. E un om special și o emblemă pentru noi. Și îl felicit pentru absolut tot. Eu cred că nu v-am văzut de peste 25 de ani. Vă felicit și vă mulțumesc că astăzi sunteți aici. E o bucurie. Haela Deceanu, cu care făceam cele mai frumoase spectacole în țară. Și Virgil, dacă ți-aduce aminte, a scris o piesă care se chema Singurătate. Azi nu te vreau. Știi, artiștii de fiecare dată sunt în mulțime, sunt fericiți, dar nu știu cum se face că în țara asta cei mai mari artiști au plecat singuri, părăsiți, uitați. N-am să-mi explic niciodată povestea asta. Gică Petrescu a plecat singur, sărac și părăsit. După părerea mea, Gică Petrescu e o emblemă pentru muzica noastră. Și Dan Spătaru este cel mai iubit artist al tuturor timpurilor. Știți de ce? Pentru că oamenii aceștia au fost simpli, au fost adevărați, iar muzica lor a intrat direct în sufletele românilor. Nu există petrecere românească să nu se cânte o melodie interpretată de Dan Spătaru sau Gică Petrescu. Sunt două embleme și sunt exemplele mele. Pe ei i-am urmărit atent de mic copil. Vreau să vă mulțumesc tuturor, să vă spun că vă iubesc, să vă spun că în final vă doresc sărbători liniștite, iar motoul meu pe care îl spun în fiecare spectacol, dacă vrei cu tine lumina s-o împart, lasă-mă să ard, lasă-mă să ard. Dacă vrei să știi ce am în suflet și în gând, lasă-mă să cânt, lasă-mă să cânt. Este atât de adevărat, pentru că nu-mi doresc altceva de la viața asta decât să rămân un artist modest, fără fițe de vedetă, fără tristeți pe chip, și vreau să rămân așa cum mă știți dumneavoastră de copil, când mă filma Aurel Șandru la Teatru Aureliu Manea și tot timpul eram un perfecționist și de fiecare dată îl certam că nu m-a filmat cum vreau eu. Sunt amintiri pe care nu am cum să le uit și uite că astăzi, după atâția ani, păstrez arhiva întreagă pe care Aurică mi-a dăruit-o. Și de fiecare dată mă gândesc că anii frumoși ai tinereții mele sunt ani
pe care mi voi aduce aminte mereu, mereu, mereu. Și pentru că Costică Petrușie, dacă vreți, anfitrionul, el s-a ocupat aici. El a adus pachetelele pe care vi le-am adus, domnilor, doamnelor, consilieri. Aveți catalogul meu de artă, aveți noul meu album, aveți tricolorul acolo, pentru că eu știu că ardelenii sunt cei mai mari patrioți. Petrică mă prezenta în spectacolele de la Turda și la televiziunea locală. Făceam ore întregi de emisiuni până noaptea târziu și de fiecare dată am avut o relație extraordinară de prietenie cu el, pentru că el a rămas neschimbat, poate puțin cărunt, așa. În Basarabia se spune că ai însurit. Vă mulțumesc și pentru că suntem în săptămâna mare, în final, doar o strofă și un refren dintr-o priceaznă pe care o cântam la biserica din spatele pieții, unde era un preot cu evlavie. Și tot timpul pe mine mă punea părintele să duc tava cu prescură la creștinii din biserică, participanți la Sfânta Liturghie. O Măicuță Sfântă, te rugăm fierbinte să ne asculți de-a pururi marea rugăminte. Nu lăsa, Măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Când plângeai sub cruce, Maică îndurerată, te-am primit de mamă, noi și lumea toată. Nu lăsa, Măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem lacrimilor tale. Nu lăsa, Măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Mulțumesc frumos! Această distinție, dragi surdeni, o dedic părinților mei, mamei și tatălui meu, fără de care nu aș fi fost astăzi în fața dumneavoastră. Te iubesc, mamă! Aș dori să mulțumesc și eu lui Paul pentru frumosul cadou, deosebitul cadou care l-a făcut, și vreau să te asigur că titlul de cetățean de onoare va duce la poziția în cadrul primăriei Turda de onoare a acestui tablou. Să-l aplaudăm încă o dată.
bine că am o pată gripă. Mi-aș dori să vin cu concertele mele. De fapt, am jucat spectacolul Testament după opera poetului Grigore Vieru și a fost și domnul primar în sală. Atunci mi-a dat o diplomă de excelență. A fost un spectacol care s-a bucurat în Turda pe succes. Și ar fi ideal să facem astfel de manifestări și să-i chemăm pe ceilalți colegi ai mei care au pornit de aici, pentru că, slavă Domnului, sunt atâția artiști care reprezintă cu cinste orașul acesta. Vă mulțumesc! Deci, îți vorbim de promisiune. La inaugurarea sălii polivalente din Turda, poate că facem un spectacol la 3.000 de spectatori.